contextul în care România a reușit o serie de performanțe deosebite la Jocurile Olimpice de la Tokyo, deputatul Gabriel Zetea atrage atenția asupra importanței investițiilor în bazele sportive și în promovarea activităților fizice. În acest sens, el cere guvernanților să aloce bani pentru finalizarea investițiilor începute, acolo unde lucrările au fost sistate. Un astfel de exemplu avem chiar în Baia Mare, unde lipsa de finanțare nu a permis finalizarea bazinului descoperit. Din păcate, în ultimii 2 ani de zile, absolut toate finanțările guvernamentale în ceea ce privește refacerea infrastructurii sportive, modernizarea sau construirea de noi baze sportive au fost oprite. Luăm exemplul municipiului Baia Mare, că până la urmă ne interesează, suntem aici în județul Maramureș. Acum 2 ani de zile, în octombrie 2019, în momentul în care moțiunea de cenzură împotriva guvernului PSD a trecut și a venit la putere guvernul PNL, absolut toate finanțările s-au oprit. Iar de atunci n-a mai fost alocat niciun ban. Astfel încât o bază care se află în construcție, în reconstrucție la un moment dat, dacă e la jumătate, e ca o casă la un om. Dacă te-ai oprit cu construcția la jumate și ce ai lucrat până acolo începe să fie și mai dărăpânat. România ar putea să urmeze exemplul Ungariei și să investească în baze sportive și în promovarea activităților fizice în rândul copiilor, deoarece performanța va veni atunci de la sine, este de părere Gabriel Zetea. Doar investind cu adevărat în sport, putem avea așteptări mari în viitor la toate ramurile sportive. Eu, dacă aș avea un cuvânt de spus astăzi și m-ar asculta ministrul sportului, i-aș spune să fac acest lucru. Să înceapă să investească aproape toate resursele financiare ale statului român astăzi în copii și juniori. Să-i pregătim pe ei pentru ca peste 10-15 ani să ne bucurăm din nou la Olimpiadă că România va fi în top 10 la nivel mondial ca și performanțe, ca și număr de medalii și să avem o bucurie națională că unii dintre noi reușesc acolo unde astăzi, din păcate, nu prea mai putem. Investițiile în sport nu ar trebui să țină cont de culoarea politică. Sprijinirea și încurajarea diverselor activități fizice aduce beneficii nu doar pe plan sportiv prin performanță, dar contribuie și la promovarea unui stil de viață sănătos.